Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit la Aspire Teachers! Eu sunt Emma, de la Emma la școală și vă vorbesc astăzi despre cum i-am făcut vedete pe copiii mei, pe copiii mei din clasa 1. Să vedeți cum a început totul. A început de la un joc pe care doamna psiholog din școala noastră, doamna Loredana Moldovan, l-a jucat cu copiii în clasă. Vi-l recomand, abordați-l la clasă cu elevii voștri. Un elev vine în fața clasei și vorbește despre sine. Vorbește despre pasiunile lui, despre ce îi place să facă, despre mâncărurile preferate, sportul preferat. După ce termină discursul, ceilalți copii îi pun întrebări. Așa ca la un interviu oficial cu vedete, copiii îi pun întrebări vedetei care tocmai a vorbit. Am aplicat metoda aceasta a vedetei mai departe la orele noastre online. Nu a fost ceva premeditat și pregătit, totul a venit spontan. Unul dintre copii dorea să ne arate ce a lucrat el acasă. Cred că era un desen, nu țin bine minte. Și pentru ca ceilalți din spatele calculatoarelor lor să vadă ce a lucrat colegul, am folosit funcția Spotlight for Everyone. Asta înseamnă că respectivul copil, fereastra respectivului copil s-a făcut mai mare, a devenit ecran principal și toată lumea putea să-l vadă. Și de atunci a rămas în clasa noastră formularea aceasta. Doamna, vă rog să mă faceți vedetă, vreau să arăt ceva copiilor. Ideea aceasta a mers mai departe și când ne-am întors în clasă la școala fizică. Copiii sunt vedete, ori de câte ori doresc să prezinte ceva colegilor, un desen pe care l-au realizat ei acasă, atunci când povestesc un text, când prezintă vremea sau orice altă ocazie doresc ei să fie în centrul atenției. Nu am făcut cu copiii o anume pregătire pentru rolul de vedetă. Totul a fost spontan mai departe, chiar și când ne-am întors la școala fizică. Le-am povestit la un moment dat că atunci când vii în fața clasei și vrei să prezinți ceva, trebuie să te pregătești puțin, să-ți aranjezi ideile în minte, să ai un ton adecvat, să vorbești tare și răspicat, ca ceilalți să te poată înțelege. Și copiii și-au intrat de fiecare dată în rol. Rolul acesta de vedetă este un fel de ABC pentru public speaking. Copiii devin mai încrezători atunci când sunt puși în situația de a prezenta celorlalți ceva. Pentru 5 minute se simt într-adevăr băgați în seamă și văzuți într-o altă lumină. Pot să iasă în evidență cu pasiunile lor, cu faptul că prezintă într-un anume fel, cu detaliile pe care le aduc, cu vocea pe care o au. Sunt și copii care nu doresc să iasă în evidență și nu doresc să fie vedete. Sunt prea timiți sau nu au nimic de spus. Este foarte în regulă și acest aspect. Îi aștept, poate că la anul vor dori să fie vedete. Cu siguranță aveți și voi în clasă un astfel de rol, doar că nu-i ziceți așa. Încercați să-l transformați în a fi vedetă și vedeți cum reacționează copiii. Sper că v-am fost de folos cu ideile mele. Vă invit să lăsați un comentariu cu ideile voastre, ce funcționează la clasa voastră, ce place copiilor, care sunt activitățile lor preferate. Abonați-vă la canalul Aspire Teachers, dați un like și un share acestui film ca el să ajungă mai departe. Până data viitoare, rămâneți cu bine, aveți grijă de voi și fiți vedete!